Întoarsă de la spital, Nicoleta a încercat să dezlușească misterul minciunilor lui Costas, însă, în ciuda tentativelor acesteia de a redeschide subiectul declarațiilor lui pompoase, bărbatul a refuzat să mai discute. Așa că, pe scaunul de testimoniale, a încercat să găsească explicații. Adică și ea se laudă că a primit o mașină, iubirea mare și așa. Comparând cu ceea ce Gianina a declarat la casting. Și nu putem să ne vedem cu ea, să... Adică eu mă gândesc, dacă aș pune două, trei întrebări... Și a găsit ca unică variantă o confruntare cu femeia ce ar putea deține cheia relației dintre cei doi. Două variante, și ale lui și ale ei, încât să pot să rămân cu o părere concretă despre el. Sigur, putem face treaba asta, să vorbim clar. Da, super, abia așa să vă radu. Doar în acest fel putem să o provocăm pe Gianina să-și scoată la iveală adevărata față. Hai să o chemăm pe Gianina, da? Ok. Și ce ai de gând să faci cu toate întrebările astea? Cum e acest lucru? Păi eu întâi vreau să vorbim cu Gianina, dacă spui că se poate, să vedem, eu vreau să aflu și varianta ei, să văd de unde este minciuna. Minciuna este, o știu, o simt, o miros. Gianina, Bonfire, dar vreau să văd exact, ca să pot atunci să-l, nu știu, să-l confrunt cu niște chestii. Nu pot să mă duc să-i spun, a, bă, eu cred că minți, dar eu n-am nicio dovadă, că e urât. Chiar dacă eu asta simt, nu vreau să-l fac pe el să se simtă prost. Și dacă voi discuta cu ea despre asta și voi vedea exact cum s-au întâmplat lucrurile sau... Cel puțin voi auzi varianta ei, că și ea poate să mintă, pot să mintă amândoi, nu... Nu cred că unul este, vai, cel mai sincer și unul este cel mai nenorocit. Că, până la urmă, cinci se seamănă, se adună. Și dacă unul minte, cu siguranță minte și celălalt. Hai să schimbi comportamentul față de el, dacă se zice că vedește ca amințit? Cu siguranță, în ideea că nu știu dacă voi mai putea fi așa naturală cum am fost până acum, pentru că nu-l voi mai putea privi cu aceiași ochi. Eu vreau să văd întâi ce-mi va spune ea și apoi voi vedea cum voi gestiona lucrurile. Totul depinde de ce voi afla la Bonfire. Bună seara, Gianina! Bună! Bună! Ne-am cer scuze că te-am deranjat din nou, dar în fiecare seară se pare că am lucruri importante să spun. Nicoleta este cea care a cerut această întâlnire cu tine. Nico, ai cuvântul. Da, păi nu știu exact ce a văzut ea. Nu știu dacă vede tot ce se întâmplă la noi pe insulă. Parțial, evident, dar suficient. Adică părțile relevante le știe. Deci, pe scurt, ea știe că noi suntem împreună. Eu cu Costa și că el a renunțat la relația lor. Asta știe. Ce a renunțat așa? După ce ai văzut imaginile cu noi. Deja m-am obișnuit cu ideea, adică chiar nu am nicio problemă. Și chiar dacă ar vrea sau s-ar certa cu tine și după aia m-ar căuta, nu mai există. Nu ar mai exista dacă Nicoleta i-ar da papuci, să zic. S-ar întoarce la tine, nu? Am înțeles. Deci, lucrurile sunt clare, din câte văd. Eu îți promit că nu o să vă deranjez. Vin, îmi iau bagajele și nu mai auzi de mine. Da, nu, dacă nu trebuie să aud eu. Mașina e la el, mașina mea e la el acasă. Mi-am luat bagajele, mi le-am băgat în mașină și am plecat acasă. Mașina lui? Mașina mea. E pe numele tău? E pe numele mamei mele. Dar este a ei, el a făcut-o cadou. Este a mea. Dar cine ți-a cumpărat-o? El. Deci el ți-a cumpărat-o, dar a trecut-o pe numele mamei tale. Da. Păi și dacă o să vrea să ia mașina înapoi, ce o să faci? O să ai înțelepciunea să-i zici, da, tu ai plătit-o, poți să iei mașina înapoi. Indiferent că e pe numele tău sau al mamei tale. Păi corect așa ar fi, nu? Păi da, dar nu dar e ce? Așa. De ce nu e așa? Nu vreau să spun mai multe. Păi fă-mă să înțeleg, dacă omul a plătit mașina, de ce să nu își ia mașina înapoi? Nu a fost cumpărată numai de el. Dar de cine? Au fost banii amândurora. Deci banii aia i-am făcut împreună. A, deci nu este chiar un cadou. El de ce spune că este un cadou? Eu l-am luat ca pe un cadou, că el putea să, nu știu, să facă altceva cu banii ăia, dar prefera să-mi cumpere mie mașina. Putea să facă altceva cu banii amândurora? Da. Păi... Adică, nu știu, pur și simplu să-i cheltuim împreună. Da, a fost. Mai înseamnă că ai fost tu de acord să cumpere, să-ți facă acest cadou. Păi a fost surpriză, n-am știut. Deci pe banii voștri ți-a făcut o surpriză. Nu? Da. Pot să întreb și eu ceva, am doar o curiozitate. Da, da, te rog. Ce parte a sumei era pusă de el? Da, și eu am vrut să te întreb asta. Au fost banii făcuți împreună.
Și bine. Cât a făcut el și cât ai făcut tu. Păi, că eu știu valoarea mașinii. Adică ați muncit împreună? Scuză-mă, Nicoleta, adică ați muncit împreună pentru banii aceia? Da. Sau? Cum, de unde ați lucrat împreună? Sau cum ați muncit? Nu contează. Ba contează, vorbim păi, acum. Nu vreau să o detaliez eu. De ce? Pur și simplu au fost banii amândoi. E rușinos sau ce? Nu, dar nu vreau să o spun. Păi e rușinos să povestești cum ai muncit, Doamne ferește, dar fiecare om muncește de la infrage de pruncie, până la urmă nu e absolut nicio rușine. Să muncești nu este o rușine. Cum ați făcut acei bani? Poate poți să dai un exemplu bun altor tineri, nu? O parte din ei i-am câștigat. La ce? La jocuri de noroc. La ce? La jocuri de noroc. Scuză-mă, Nicoleta. Nu mai înțeleg nimic. Nu ți-a spus asta? Stai un pic, deci voi ați câștigat, tu ai câștigat o parte dintre bani la jocurile de noroc sau amândoi suma amândoi ați câștigat? La ce jocuri de noroc? Cum? Ne-am jucat la pariuri, am câștigat un bilet și... Dar ce bilet putea să câștigați încât să vă cumpărați o mașină? Adică o mașină are o valoare destul de mare, nu? Adică nu este un chilipir totuși. Din această sumă ați câștigat-o la jocuri de noroc? Pe toți. Pe toți? Da. Prima dată mi-ai spus că i-ați muncit împreună. Pentru că da? N-am vrut să se știe că i-am câștigat. Bun. Așa. Ce e rușinos să câștigi la pariuri? Apoi mi-ai spus că o parte au fost câștigați în urma jocurilor de noroc, după care mi-ai spus că toți banii au fost câștigați la jocurile de noroc. O las așa, că mi-a cumpărat-o el. Tu pui problema într-un fel care trezește cumva suspiciuni. Hai să lămurim puțin problema. Din start vreau să spun că nu este o rușine să câștigi niște bani. Ok? Jocurile de noroc reprezintă o activitate legală, din câte știu. Ok? Bun. Și de ce ai fi ascuns acest lucru? Pentru că nu am vrut să se știe. De către cine? Cine să nu știe? Toată lumea. Am vorbit de acasă, el mi-a cumpărat mașina și atât. Nu de unde, nu cum... El mi-a cumpărat-o și gata. Am înțeles. Gianina, tu unde lucrezi? Am lucrat la pariuri. Ok. Și banii unde i-ați câștigat? Tot la pariuri. Adică în același loc, în aceeași casă de pariuri? Sau la aceeași casă de pariuri? Una de lângă? Deci a fost o sumă pusă de bani. De-ai lui, okay. Pe bilet. Biletul a fost câștigător și așa e și suma. La casa ta de pariuri, acolo s-a jucat biletul. Da. Tu erai în spatele teșghelei sau cum? Da. Da? Da. Conform regulamentului caselor de pariuri, este interzisă participarea la jocurile de noroc a angajaților și altor persoane fizice aflate în interdependență cu aceștia, iar încălcarea regulamentului reprezintă o infracțiune. Deci a fost o combinație, nu? Adică... O combinație prin care tu ți-ai riscat pielea pentru iubitul tău. Nu mi-a riscat pielea, s-a jucat cu banii lui, biletul a fost câștigător și aia a fost. Dar n-ai bine coincidență. Crezi că te crede cineva în momentul ăsta? Cu minciunița asta? Este o coincidență care nu are sens. Cred că lucrurile stau așa. Gianina lucrează la o casă de pariuri, iubitul ei profită de faptul că știe anumite ponturi și... O combină pe Gianina cu scopul de a face o ilegalitate. Suma câștigată la pariuri este mai mare decât suma dată pe mașină. Dar ca să îi mulțumesc pentru ilegalitatea pe care a făcut-o, ce zici? I-a oferit o mașină? Eu cred că lucrurile astea cam așa. Tu ce spui? Da. Au stat așa? Bun. Și atunci, dă-mi voie să te întreb, Gianina. Costas, te-ai iubit vreodată? Nu. Pentru că atunci când iubești un om, nu-l pui în situația de a face lucruri ilegale. De ce ți-ai dat demisia de acum? Ce-ai spus? Scuză-mă, Rar. Te rog. Acum mi-a picat ofițerul, nu mai am mai la ce mi-a spus. El spunea că ea și-a dat demisia de la locul de muncă înainte să vină la Nu, că am plecat de acolo, m-am angajat în altă parte. Și acolo, okay. În partea cealaltă. Dar de aceea ți-ai dat demisia și de acolo? Da. Se leagă acum, da. De asta am și renunțat și nu am mai făcut asta.
Da, dar nu ai renunțat și l-ai iubit. Deși încă de atunci ar fi trebuit să spui câteva semne de întrebare, și anume, de ce iubitul tău te pune să faci asemenea lucruri, te pune într-o ipostază atât de periculoasă? Să știi că am mai văzut cazuri extrem de grave în această direcție. Am cunoscut femei care au ajuns să facă închisoare fraierite de bărbații de lângă ele. Din toată combinația aceasta cu jucatul la pariuri, doar tu poți plăti legal. Infracțiunea este comisă de tine, nu de el. Am rezolvat cu cei de acolo că se aflase tot, adică nu a fost, mi-a dat demisia și ei n-au aflat. Păi și cum s-a rezolvat? Am plătit o sumă de bani și asta a fost. Cât? 15.000. Cât? Voi cât ați luat de acolo? Cât ați câștigat de la pariuri? Eu cred că e penibil ce faci, adică nu cred că era... Trebuia să aducă în discuția asta aici. În acest fel, el încearcă să crească în ochii Nicoletei. Păi, cred că asta face. În fața Nicoletei, el bravează, posează în... Bărbatul ideal. Băiatul bun, bărbatul ideal. Asta face bărbatul pentru care tu ai fi băgat mâna în foc, dacă ți-aduce aminte acum 3 zile. Ți-a mai spus ceva? Uite că acum că și Nicoleta a aflat aceste lucruri, eu te-am văzut puțin siderată. Dacă asimilez. Eu, în schimb, știu că el, Costas, în fața ta are un cu totul alt comportament. Da, este cu totul altă persoană față de persoana despre care vorbim acum, okay, de exemplu. Și încearcă să-și creeze o imagine ideală, dar în niciun caz conformă cu realitatea, de fapt. Nu. Cu mine așa este. Este foarte atent și grijuliu și... Nu știu. Pe de altă parte, voi sunteți la început de drum și sunt convins că dacă o întrebăm pe Gianina cum erau ei la început de drum, la începutul drumului lor... La fel. Cu siguranță situația era similară cu cea pe care o trăiți voi acum. Da. Gianina, la ce te gândești acum? Așa, de situație. Mă gândeam ce mi-a spus ea acum. Nu vreau să zic nimic. Afli singură. Acum e școala de detectivi, n-am făcut-o. Acum s-a nimerit. În timp ce o să stai acolo, o să vezi, o să afli. Bun, ce o să afle? Că nu e așa cum e aici.